Indicele glezne-braț înseamnă compararea tensiunii arteriale între braț și glezne și ajută medicul să pună diagnosticul de boală arterială periferică. Valoarea normală este de 0,9. S-a făcut un studiu pe peste 50.000 de bărbați și femei, care a arătat că dacă valoarea indicelui glezne-braț este sub 0,9, riscul de a face infarct, accident vascular cerebral sau de a muri de alte cauze cardiace în următorii 10 ani este dublu. Vasele care irigă corpul de sub nivelul inimii, din păcate, nu primesc aceeași importanță sau atenție în comparație cu arterele coronare. Ele sunt și numite artere periferice, dar sunt orice altceva decât periferice. Au un rol central în sănătatea intestinelor, a rinichilor, a membrelor inferioare. Atunci când luăm presiunea la nivelul brațului, dacă suntem sănătoși, această presiune sau tensiune e un indicator foarte bun al tensiunii sângelui în tot corpul. Când însă arterele sunt îngustate, când în interiorul lor este depus colesterol, atunci sângele traversează cu greutate și presiunea sângelui scade. Ca urmare, această comparație între braț și picior, dacă arată presiuni diferite, atunci va arăta boală arterială periferică. Cine ar trebui să-și facă indice glezne-braț? În primul rând, persoanele care nu mai găsesc puls la nivelul gleznelor sau persoanele care, atunci când umblă sau urcă pe scări, au durere la gambe sau persoanele care simt un picior mai rece și îl văd mai palid decât pe celălalt. O altă categorie de pacienți care au nevoie de indice glezne-braț sunt pacienții tineri, dar care au tensiune arterială, au diabet, fumează sau au grăsimile ridicate în sânge. Cum se măsoară indicele glezne-braț? În primul rând se ia tensiunea la un braț, după aceea la celălalt și cu ajutorul unei manșete și a unui aparat numit Doppler se ia tensiunea la nivelul celor două artere de la nivelul fiecarei glezne. Calculul se face împărțind valoarea tensiunii de la glezne cu presiunea de la nivelul brațului. Valorile normale sunt de peste 0,9, iar atunci când găsim o valoare de sub 0,9, atunci vorbim deja de boală vasculară periferică. Sunt cazuri în care pe arterele de la gambe este depus foarte mult calciu. În asemenea caz, manșeta nu reușește să strângă vasul atât de tare încât să-l închidă. Și atunci indicele glezne-braț nu mai măsoară corect, va da o valoare mult mai mare. În acest caz, folosim indicele haluce-braț, care se măsoară cu ajutorul unei sonde pletismografice. Indicele glezne-braț sau indicele haluce-braț oferă informații valoroase nu numai despre sănătatea vasculară, dar și despre sănătatea omului în general.